3, 2, 1. Vrei în timp ce mă machez și pe mine și pe tine să jucăm un joc? Iar cine câștigă spune da pentru 24 de ore. Știi cum a făcut vlogul ăla? Da. Numai că la noi pe story pe Instagram. Suntem Joker și Harley Quinn 2020. Hei, salutare gașcă, eu sunt Bibi, voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog alături de mine sunt Baby și Honey! Mamă, ăsta este al doilea vlog cu Honey, după primul, da. Cel oficial, cel de prezentare. Este primul vlog. Acum, sunt alături de băieții mei. Acum, cu scuzele de rigoare, băieții ei sunt cam obosiți așa. Adică, bine, toți suntem cam obosiți, dar cel mai obosit dintre noi este Honey. Și dacă o să-l păstrăm alături de noi în acest vlog, cu siguranță îl păstrăm. O să adoarmă mai mult ca sigur în brațele iubitei, ca de obicei. Da, e o perioadă foarte aglomerată, o perioadă în care vă pregătim foarte multe surprize, multe... muzicale. Da, exact, multe zile petrecute în studio, sesiuni, avem niște piese, Doamne, deci nu aveți idee. Dacă vreți să le ascultați prima dată, le veți putea asculta pe TikTok-urile noastre, deci, așa că stați acolo. Ochii acolo, exact. Vreau să te cert. Chiar vreau să te cert. Tu nu mă cerți niciodată, zici. Da, știu, dar o să fie prima dată când te cert și în direct. De ce am pe mine? Tu ce ai pe tine? Unde este mărciul bibișorilor? Unde este mărciul bibișorilor pe care îl pot găsi? Mărciul bibișorilor este pe www.bibiofficial.com. Așa că intrați acolo și uitați-vă la cele mai fresh mărciuri. Aveți linkul în descriere și de la mărciul meu și de la mărciul lui Baby. Eu uite, ca să mă ierți, să nu mă cerți, pun în descriere și mărciul tău. Eu zic să nu mai lungim cu vorba și să trecem la treabă, că oamenii deja au văzut în titlu ce o să facem noi azi. Să facem mare nebunie cu fața mea, adică... Exact, și nu numai cu fața ta. Și cu fața ta? Exact! Eu una nu prea sărbătoresc această sărbătoare de Halloween, nu mi se pare așa... Da, nici eu nu prea. Nu e printre preferatele mele, sunt foarte sinceră cu voi și voi știți, n-am făcut... Suntem transparenți, adică... N-am făcut vloguri, cred că niciodată, pe tema asta, dar acum mi se pare fun să fac, nu neapărat pentru a celebra Halloween-ul, ci pentru a face o transformare și pentru a vedea sănătate și noroc, dulceața mea, pentru a vedea cât de bine mă descurc eu în ale make-up-ului. Facem și chestia asta pentru că e mult, mult mai cute să faci într-un cuplu. Exact. Și la ce ne-am gândit noi astăzi o să fie nebunit. Cuplul Joker și Harley Quinn este extrem de celebru. Ne-am gândit... Da, exact. Ne-am gândit... Mai urmează să faci tu piesă cu Harley Quinn. Știi că Honey mănâncă brățara? Trage la haur. Ne-am gândit azi să-l transformăm pe Bibi în Joker și eu să mă transfer pe mine în Harley Quinn. Bineînțeles cât de bine pot eu și cât de bine știu eu să mă descurc în a... Adică cât de bine știu eu, adică perfect. Iubita chiar se pricepe la orice, deci nu există un lucru. Nu că o laud eu că e iubita mea, dar băi, orice lucru. Vedeți unghiile astea de la mâna ei? Deci ea și l-a făcut singură, și la mâna asta și la mâna asta. Hai să trecem la treabă, Baby. Sunt foarte curioasă cum o să iasă. Rezultatul o să-l puteți vedea, bineînțeles, dacă vă uitați până la finalul vlogului sau prin noile poze pe care o să le postăm chiar azi la ora 18 pe conturile noastre de Instagram. Așa că let's go! Deci am pregătit aici toate instrumentele, toate uneltele, toate nebunii, plus foarte multe, dar foarte multe palete împrăștiate pe aici. Mamă, Doamne, miluiește-ne pe noi și pe noi toți. O să începem cu ce începem? Mă colorez pe față, mă dai cu marker. El e mai alb. Deci o să mă faci așa? Da. Deci așa ar trebui eu să arăt. Deci, nu guys, știu ce o să iasă. Deci, guys, așa o să trebuiască eu să arăt. Haideți să vedem cum o să iasă. S-a terminat, deja a început. Am început bine. Spalbesc? Da. Mamă, să moare Jacksana. Zici că ești un copil care desenează pe pereți, mai că tu desenezi pe față, tu ești copil next level. Dar știți cât de satisfying e? Am stins și becul ca să intrăm total în tema de Halloween, să fie așa mai înspăimântător, mai nebunie, mai... Dar serios, de Halloween unii își decorează casa cu pânză de păianjen, iubirea mea. Păi da, eu mă chinui 2 săptămâni să o dau jos și azi și o pun direct. E nebun. Mie una personal nu prea îmi place Halloween-ul, nu e o sărbătoare pe care eu sărbătoresc și nu, de aceea nu fac nici chestii speciale. Nu prea îi plac iubitei chestiile astea horror cu fantome. Da, adică sărbătoarea mea preferată e Crăciunul. Și a mea. Sus, sus. Sus, sus, iubirea mea. Unde sus, iubirea mea? Că ăsta e apartament, nu are etaj. Iubirea mea e cam rău. Da. Dar nu se mă apuc și la față. Mama, acum sunt meci cu Honey să mor. Suntem albi amândoi. Mama, să moară Jacksana, zici că asta fie. Ce, cu ce este? Ce este? Dau cu concealer. Cu concealer? Cu concealer. Mă, frăților, deci sunt atâtea de numiri de machiaje. Dar uneori când mă duc cu iubita și își cumpără machiaje noi, simt că vorbește alta limbă, serios. Deci eu mă încheiez în niște condiții, uitați-vă cum stă Antonio, că nu m-a ajutat absolut deloc, eu sunt cu mâna așa, așa. Ce asta? Aspictăm acoarela? Nu, asta e paleta mea multicoloră. Mamă, paleta pe care eu o ador. Câte culori! Iubire, hai să facem un deal. Deci eu stau așa, mă uit către tine, ok, da? Și până la finalul vlogului, până când o să-mi zici tu, gata, te-am terminat, nu o să mă mai uit. Perfect. Vrei? Da, vreau. Hai, hai. Ah, am greșit. Ce ai greșit? N-ai voie să te uiți. Nu mai ai unde să faci pârcenele. Da, păi el are fruntea lată, tu ai fruntea normală. Iubire, vrei în timp ce mă machiez și pe mine și pe tine să jucăm un joc? Da. Deci eu spun ție niște întrebări, okay. Tu îmi pui mie niște întrebări. Nu te mai mișca. Ok. Iar cine câștigă spune da pentru 24 de ore, știi cum a făcut vlogul ăla? Da. Numai că la noi pe story pe Instagram. Ok. Vrei? Let's do this. Da? Ce faci? Da. Mă dai cu ruj? Da. Îmi faci plăcere cu ruj? Da. Doamne, pentru chestia asta... Pentru chestia asta o să spun următoarea întrebare la care nu o să știi să răspunzi. Pe ce dată este născut Honey? 5, 4, 12 august. 1. 12 august. Da, 12 august pentru că e leu. Da, hai dreptate. Și întrebările sunt mai grele pentru mine pentru că eu îmi și machiez în timpul ăsta. Da, exact. Pe ce dată e născută sora mea? Și vezi că ea se uită la vlogurile noastre. Pe ce dată este născută sora ta? Ar trebui să știi, pentru că îți dau un indiciu, aceea zodie cu tine. A, gata, știu. E născută pe... De ce fruntea așa mică? Nu știu. E născută în iunie. Da. Pe începutul iunie. Da. Pe... 7 iunie? Ești pe aproape. 9? Nu, mai jos. 5. Da. 5 iunie. Știam... 5-a 6-a, 1968. 1996. 68 e mami. Care a fost a doua culoare cu care m-am vopsit? A doua? A doua. Deci prima a fost gri. Da. Asta știu. A doua verde. Verde. Da, verde. Ce medie am avut eu în clasa 10-a? 10. 10, pentru că știam că ai spus totodată de medii de ceva și ai spus în clasa 10 ani și media 10 și era 10-10. Ești născută pe 10 la ora 10, zic să moară Jacksona cât de 10. Cum l-a chemat pe primul meu cățel? Am mai avut încă un câine înainte de... Nu, cred că chiar nu știi chestia asta, nu? Mamă, după atâta timp împreună e un lucru pe care nu știu. Știi, dar nu știi. Ai mai avut un câine? Da, știi că i-am spus toată și lui... Honey, așa. Tot cu H începe. Nu știu, nu mi-ai zis niciodată. Are numele primului pilot de avion din... Henry? Da. Ți-ai numit câinele Henry? Nu te uita! Mamă, zic ceva puțin, iartă-mă, a fost involuntar! Ce gen era primul film pe care l-am văzut noi împreună? Acțiune, comedie. Mamă, le-a zis pe amândouă, am crezut că o să zică doar acțiune. Da, acțiune, comedie. Care a fost primul film la care am plâns eu cu tine? Ăla, cu câini. Cum se numea? Tu mai știi cum se numea? Da. Nu știu că e... Eu am adormit la filmul ăla. Nu te uita. Chiar am adormit la filmul ăla. Eu am adormit la filmul ăla. Printre puține, la două filme am adormit în viața mea, pentru că, nu că nu mi-au plăcut, ci pentru că eram extrem, dar extrem de obosită. Zi măcar, gen, cum arăta cățelul? Stai, nu mișcă un pic. Era husky? Nu. Era alb. Era blănos. Era un câine. Era maro. Primești tu 0,5. Oh, deci până acum să înțeleg că eu câștig? Să sperăm că nu. Mă. Care este... Da, cred că e fruct. Care este fructul cu care am înnebunit eu în ultima perioadă? Și îmi place de mor. Cu care am înnebunit eu? Da, adică eu. Adică îmi place foarte mult. În orice... Aș mirosi non-stop. A, cocos. Da. Asta nu știu dacă o știi, dar ți-am mai spus de multe ori, adică gen de câte ori ți-am mai spus de copilăria mea și asta, dar de câte ori ți-am mai spus de copilăria mea și așa, cred că știi. Câte camere avea apartamentul în care am locuit înainte să ne mutăm la casă, ba da. 2 camere? Da. Ți-am zis vreodată la ce vârstă am prezentat eu prima mea emisiune? La 7 ani? Și asta ai știut-o? Da, normal. Câte mătuși am eu? 3. Cât cunoști? Ai greșit. 2. Ai 3 mătuși. Ai greșit. Iubirea mea, am și mamă și tată. Ai greșit. Am 3 din... am și mamă, am și tată. 3 din partea lui tata. M-am gândit doar... din partea lui mamă. M-am gândit la mătușa ta care e vecină cu tine și mătușa pe care o știu eu din partea mamei tale. Păi de la ei le cunosc pe amândouă în acea zi. 2. De 2 știam, m-am gândit la alea pe care le cunoșteam eu. Păi le cunoști pe toate. 2. Nu, nu chiar pe toate, nu le cunoști pe toate, dar ți-am povestit de toate. Deci câte ai? 5. Tata, mama are 2. Și tata tot 3. Și tata are 3. Ei. Că gen și soția fratelui mamei mele e tot mătușa mea, practic, nu? E că e soția lui. Nu se pune, pune și tu mătușa de gradul 1, e mătușa de gradul 2. Bine, Hani să trece că mă trage de păr la spate. 4. 3 surori ale lui tata și o soră ale mama. 4. Ai greșit, 1,5. Presim că o să fie un story plin numai de dauri. Nu, iubirea mea? Zi, iubirea mea, mai ai vreo întrebare să-mi pui sau te dai bătută? Gata, mă dau bătută că ți-am terminat și lucru. Mi-ai terminat lucru? Da. Ești gata? Gata, sunt gata, în sfârșit pot să mă uit și eu. Stai să fixăm machiajul. Tu vezi că poți... Închid ochii. Stai, nu te uita încă. Deschid ochii. Mamă, să moară Jacksona. Gata? Wow, cât de bine arată pe cameră. Deși cu părul ăsta albastru. Așa, amărăște-mă mult. Joker 2020. Amărăște-mă mult. Poți să deschizi și ochii măcar? Hai, numărăm de la 5 ca să fie mai cu suspans? Hai, da. Hai. 5, 4, 3, 2, 1. Stai puțin că să moare. Mamă, cât de șmecher e! Jesus, deci credeți-mă, sincer sunt cu voi, mi-au mai scăpat priviri așa la cameră și am văzut așa niște pete roșii, niște pete albastre, dar Jesus, e prea genial. Zi sincer. Mamă, deci mi-ai făcut și umbre la ochi. E bombă, jur că e bombă. De ce te uiți la mine? Mamă, ce bine! Vreau și pe mine să-ți fac inima? Hai, tu aici. Și o faci frumoasă. Da. Ia, mamă, tu o faci cu stânga? Da. Aoleu! Hai! Lasă-l că el scrie frumos. Ia vei aici. Mami, lasă-l că el scrie frumos. Da. Îți place? Ma, ce drăguț e făcut-o! Mulțumesc! Este picantul cel mai mare de senat tatarar. Gata și look-ul meu de Harley Quinn, ce zici, Baby? Mamă, suntem cei mai șmeri. Deci crede-mă că abia aștept să facem o poză. Și eu, abia aștept. Uitați-vă pe Instagram pentru că vor fi geniale pozele. Eu zic că m-am descurcat destul de bine. Lucrurile astea le-am făcut practic destul de bine. În 40 de minute, 30 de minute, amândouă. Ambele lucruri. E bine că la mine, la mine albastru în păr este de la mama natură, de la vopsea. Eu la mine nu vreau să modific culoarea părului în verde pentru că mi se pare că se așează foarte bine culoarea asta și e bombă. Deci uitați-vă la pozele noastre de pe Instagram să vedeți cât de mișto au ieșit. Sperăm din suflet că v-a plăcut și că, de ce nu, poate v-am inspirat să faceți și voi un look de Halloween cu personaje din filme. Pentru că una peste alta, deși e o sărbătoare așa foarte scary, eu zic că poate să fie și ea drăguță, atâta timp cât ești cu persoanele dragi lângă tine. Și iubite. Suntem Joker și Harley Quinn 2020. Mie mi se pare că ne completăm foarte bine și că chestia asta de Joker și Harley Quinn chiar mi se potrivește foarte, foarte tare. Nu povestea din spatele filmului, ci înfățișarea, da, așa, personajele ca înfățișare, că sunt așa crazy ca și noi, cu vopsea, cu nebunel. Deci la ora 18 fiți cu ochii pe conturile noastre de Instagram ca să vedeți pozele alea blanao. Fiți cu ochii pe canalul lui Baby mâine la ora 12 pentru că o să posteze și el un super vlog. Partea a doua, atât vă spun, partea a doua la un challenge super îndrăgit de voi, care a strâns aproape 1 milion de vizualizări. Deci o să fie huge rău de tot. Stați cu ochii pe canalele noastre de YouTube, pe TikTok, pe Instagram, pe peste tot pentru că urmează niște chestii bombă, ca de fiecare dată. Dacă vă plac make-up-urile noastre, look-urile noastre crazy, scrieți-ne chiar acum în comentarii și mai ales apăsați pe butonul de like și dați și un share acestui vlog dacă v-a plăcut. Noi v-am pupat tare, tare, tare și ne vedem data viitoare! Pa!